Ce preferi dintre să nu poți vreodată să zici da sau să nu poți vreodată să zici nu? Eu aș vrea să zic da când nu zic nu. Gen. De ce ai preferat să nu mai spui da? Niciodată. Pentru că sunt prea prost și că am dat 180 de milioane de două luni la toți prietenii mei și nu dă niciunul bani înapoi. Și nu mai vreau să mai ajut să fiu mama răniților. Și da. Cine știe ce... Aici spui mereu da. Aici o să zic nu. Aici spune mereu da? Da. Da. Și acolo... Na, sujem p***a! Nu, la ei să nu mai poți să spui da. La ei să nu mai poți să spui da. La noi să nu mai spui nu. Da, nu mai bine spui nu decât da. Da, nu spunem nu. Înseamnă că nu mai spui da niciodată. Tu nu mai spui da niciodată. Adică spun nu. Și dacă vreau să-i zic... Vrei să te căsătorești vreodată? Nu. A, atunci da. Vreau să spun da, zic de două ori nu. Băi, mi-aș băga pisul. Pur și simplu mai bine da decât nu. Adică prefer să pot să zic da. As, nu. Vine okay. Modelin la tine și te întreabă. Te f***? Zici? Nu. Da. 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 E adevărul. Dar stai, da, nu zic, nu. Bă, aici nu mai pot să spun nu niciodată. Maria Flocinovska. Nu, aici nu mai pot să spun da. Să spui da. Perfect, sunt bine. Nu. Nu, nu înseamnă că spui nu la fiecare întrebare. Înseamnă doar că nu mai ai voie să spui da niciodată în viața ta. Nu. Dacă spui da, moi. Ok. Da. Exact. Ce preferi dintre să ai un partener inteligent sau să ai un partener care arată bine? Da. Ok. Inteligent, și Artur de la Ceptura era inteligent. Bă, eu prefer să am ce să vorbesc cu partenerul da. Meu, înțelegi? Da, mă, tu vorbești, mă. Bă, bună și proastă să fie. Noi vorbim pentru că noi știm. Gogule. Noi ne-am consultat. Și ai vorbit la mare. Și așa o să-i faci baby. Nimic. Dar o poți schimba. Ce se schimbă? Știu. Hai să schimbi. Mem la sală. Practic e una la faci sală. Că fizicul se schimbă, inteligent. Prostia nu se schimbă. Mă, mila lui Iisus, ce mă? Prostia rămâne. Cum adică să vorbești cu femeia? Păi și dacă vorbești arată bine acum, vorbești. La 40-60 de ani. Și la 60. Păi la 40 la o schimbi? A, și eu. Ai auzit, mă? Ai văzut cum a făcut ea? Că... Dar unde să duc țâțile alea, mă? Migrează către genunchi. Păi, nu strângi tu după aia. Nu știi, te învelești pe ele, iarna. Mă, nu mă contează oricum, gen, na. Și de ce vreți voi să fie inteligenți? Pentru că voi arătați bine. Dar noi ne gândim invers. Noi ne arătăm bine și vrem ca ei să arate bine. Fai că te-ai... Te-ai dus. Te-ai pișat, nu. Ce preferi dintre prietenul tău să fie un, o celebritate sau să ai un job de vis? The fuck? Job de vis. Yes. De da, vreau. Prieten, celebritate, am job de vis acum. De vis. Am nevoie de dragi. Păi da, da. Sau ai zis dacă vrei să fii tu vedetă sau prieten. Nu, să ai un prieten vedetă. Sau să ai un job. Păi și jobul de vis poate să fie, să fii tu vedetă. Mamă, cu ei cum ar fi să fac filme porno cu Mia Khalifa? Exact. Care ai conacule. Ai jobul? Aici jobul. Păi și dacă e Mia Khalifa prietena ta? Păi nu e prietena mea încă. Dacă cel mai bun prieten al meu e David Dobrik. A? Cine? David Dobrik. Sau un prieten celebru. Primesc Tesla. Mă întâlnesc cu, Justin Bieber, cu Kylie Jenner, cu toată lumea, frate. Eu, mie îmi place alegerea mea. Ai un job de vis. Dacă ești tovarășul lui David Dobrik. Ce preferi dintre să vezi blurat tot timpul sau să vezi totul în alb și negru? Ce, dar viața... Prin 1900 nu era alb-negru. Era ce, negru, să, ce să văd, mă? Blurat? Blurat sau alb-negru? Ah, oh, alb-negru, frate. Era blur. Sunt în anii 80. Ah, mă, că vreau să fiu diferent. Diferit. Da. Diferent, da? Diferentule. Care ești tu diferent? E Louis. Louis, Louis Vuitton, cum se zice, mă? Louis sau Louis? Louis. Louis Vuitton. Sanco Raganu zice Louis. Louis. Louis Vuitton. Dacă Louis vezi blurat, nu o să mai poți să mai conduci. Nicio. Păi da, nu vreau să mai conduc, vreau să am altul care conduce, vreau să am un sclav care conduce cine pentru mine. Cine a spus că o să l-ai? Păi da, da. Pe cine a zis că o să pe am un deja un sclav care conduce pentru mine acum? Gata. Bine. Dacă când e orb, are doi. Dar de ce trebuie să fiu ca voi, mă? De ce trebuie să fiu ca turma? Eu sunt păi, altceva. Te gândești când faci sex, vezi alt negru, e altceva. Dar de ce totul se rezumă la sex, Cristi? Viața mea este. Tot timpul ți-a zis bine, Cristi? Da. Asta, perfect. Și care e duțul care e șau? Al doilea care e?
Și au să zice la tipul e gen. Ce preferi dintre să te bați cu o ciocănitoare de mărimea unui om sau să te bați cu trei aligatori? Bă, dar asta îți face o, îți face o gaură în cap. Mori la unul singur, da, la trei. Da, dar mori la ambele, orice ar fi. Și la asta mori, da. Nu, că ciocănitoarea îți dă în cap, frate. Nu vă place ciocaneala, băi? Bă, da, mă, da. Da, mă, bossule, da. Adică nu. Îți dă așa odată în cap, ai murit. Crocodilul te mănâncă, te doare, te... știi? Exact, că fugi. Păi acolo e crocodilul. Exact, exact. Bravo. Auzi, băi, gândești... Dar unde dracu ați văzut voi crocodili? Trei crocodili proști să se bată cu ăsta. Să moară familia mea, de noi îi sparg. Moară Gigi în pușcărie. Și nebun. Alex, ciocănitoare. Cănitoarea o să creadă că capul lui e unul din ouăle ei. Oh, mamă! O să te îngrijească! Bă, da, chiar! O să-l îngrijească! Dar vezi că e de înălțimea ta, adică... Ce preferi dintre să stai un an fără să asculti muzică sau să stai un an fără să te joci jocuri video? Ușor, coaie, îți fac! Care? Ce-i muzica? Nici nu se pune problema! Muzica e... Cum să nu mă joc eu un PUBG sau un CSGO? Un CSGO? Da, mă, da, muzică. Eu nu pot trăi fără. Păi, muzica, bă. În fiecare zi ascult muzică. Muzică. Mădăline, eu o fac, nu, fraier. Eu o fac eu muzica. Eu fac muzica. Eu fac. Yeah, that's the point. Coaie, poți să... Chiar nu poți stai fără jocuri un an. Nu. No. Urcă-te pe mine, îmbracă-te mai bine, dai montarea verticale, dar la tu... Păi ia zi, mă joc. Păi nu, tu efectiv nu o să mai ai voie nici măcar asta să asculti. Nu. Păi nu are voie să asculti. Păi nu are voie să asculti. Nu mai percep muzica. Și ce aud, mă, frate? Puș, ce aud? Da. Ești surd pentru da, mai ales jocurile video, jocurile video, nu muzica. O să ajungi la o petrecere, o să-i vezi pe toți cum se rup și tu nu o să auzi nimic, efectiv. O să ai dopuri în urechi. Da. Și o să vezi și blurat. Și blurat. E handicapat. Băi, e ca și cum ai handicapat total. Mai mai fi bad. Mai lipsește să mai dau picior să meargă așa. Păi, de la ciocănitoarea aia. Bravo. Ce preferi dintre să vezi cum sau ce a creat civilizația sau să vezi cum sau ce a sfârșit civilizația? Cum asta e cu creatul? Bună. Asta e cu creatul, nu? Păi dacă asta vezi cum se termină, care mai e foarte cu vieți? Da. Păi dacă aș vedea cum... Păi asta acolo. Hai, lăsați-l să... Bă, coie, dar mă... Hai. Asimilează mai greu. Mi-ai zis ăsta să moară familia mea. Fii atent aici ce spun. Că de acum, în fața la camere, spun că suntem în duel. Mi-ai zis ăsta. Bă, ăsta. Nu, frate. Bă, dar fiți atenți. De ce vă arde să știți cum se sfârșește planeta? Păi eu am zis cum începe, bă. Vreau să văd cum arde pământul. Da, dar gen, tu oricum nu o să trăi să o vezi. Dar de ce să vezi cum arde când vezi, să vezi cum e creat? Păi vezi, se arată cineva, vezi, așa se termină. Pizdez nahuie. Și eu vreau să văd, uite, așa s-o creat. Da, eu vreau să știu cum s-a creat. Ok, dar vai vodka narcotica, zvastica. Vă îți bagă niți, bit zid. Ce preferi dintre să ai mereu noroi în Adidas sau să ai mereu o pietricică în Adidas? Ce să ai? O pietricică. Noroi sau pietricică? Pietricică, două, da, e bine. Ce să... Cred că mă pot obișnui cu o pietricică, dar nu cu noroi. Al dracu, ai, o, bă, că ai râme între degete, ești nebun, ai bălegar. Păi acolo e cu noroi. Să mor, ce n-am eu? Tu ai râme în pantofi. Nu, mă, păi noroiul e bine, dar pietricică? E o pietricică. Păi, tu-ți dai seama că îți faci călcâiul de baș de la de la techin? O ai definitiv. Te jenează când mergi. Păi nu, o prinzi între degi. Ceva nămolață. Bă, nămol, nămol, take it girl, frumos, așa face piciorul. Așa că mai tare cu noroi din Adidas. Poate ai și pietricele în noroi. Că doar și ție nu-ți pune o piatră de aia mare. Nu, o pietricică. Păi pietricică. O pietricică, asta înseamnă o pietricică. Ai un noroiuț? Merge un noroiuț. Nu, cred că e noroi. Ok, să ciră, păi stai un pic așa, că eu îmi permit să bag noroi în 80 de lei, dar tu în 40 de milioane, 100 de milioane nu bagi noroi, că te cred, da. Da, nici eu n-aș băga. Păi vezi? Deci ăsta e răspunsul corect. Da, îi speli, îți face gaură în picior. Tu nu o să ai foot fetish. Mă, dar zici că e cuțit. Păi exact, lamă. Pentru voi, pentru dacă întâlniți un foot fetishist, o să îi dați cu noroi. Păi o să aibă fata picioare urâte. Nu merge. Da, nu, că poate foot fetish. Poate te taie pe picior, curge coaie, sânge. Cine și de ce s-a se infectează. Stai seama, ce panică, aoleo. Sânge, nu. Ce preferi dintre să ai o familie de 12 copii sau să nu poți vreodată să faci copii? 12 copii, tată. Da. Unde sunt 12 copii? Vreau să-mi duc. Unde sunt 12 copii? Numele mai aici departe. Aici sunt 12 copii. Tu nu prea poți să mai faci copii. Te încep, mă, n-am ce să zic. Stau mai aici, gata. Ia, băi, la voi o să se termine generația voastră. Stai 12 copii, că fac numai probleme. Nu-mi plac copii. De ce ar face probleme? Te îngrași,
te doare, adică femeia face totul, bărbatul doar... Da, bine, până... Dar bunica ta nu are... Bărbatul este drumul stânga. De ce noi să suferim pentru... Auzi. Niște copii? Pentru că noi... E copilul tău! Poate să fie... Pentru că noi... Pentru să facem copii! Poate unul dintre ei o să ajungă milionar! Da! Un copil, da, e ok. Hai, merge! 1, 2, maxim! 3, maxim! Mă jur, da, 12! Tu-ți dai seama ce înseamnă 12 copii? 12 abonamente plus pe OnlyFans! 11, 12, 13, mai sunt 12 pe partea aia altă, nu știu. Exact așa o să fiți voi, gen. O să-i încurcați în părere. Da, dar cine ai interesul că noi adoptăm, nu-i căcăm. Cine a zis că-i adoptați? Păi tot cine a zis că-i făți? Ce preferi dintre să poți controla mințile oamenilor sau să poți controla mințile animalelor? Uite, daci! Bombă! Aici sunt oamenii? Dacă manipulezi oamenii, ești câștigat în viață. Eu vreau să manipulez animalele, pentru că oamenii manipulez deja. Nu sunt contra Tansoro, sunt diferit. E mai special. Nu sunt în partea alaltă, sunt diferit. Păi deja mă joc cu oamenii. Deja cu mințile lor sunt... Și acum vrei cu animalele. Care din voi ai simțit? Ce animal? Ce animal? Uite, de exemplu, un guguștiuc. Un guguștiuc, dragă. Să, băi, vreau să manipulez câinele, stau... Răzgândit așa în canapea, mi-aduc o bere la frigider, mi-aduc o pizza să-mi facă... Poate să o facă de pizza. O să stresezi cu aia. Am o arătat, dar nu știe să facă câinile o pizza acum. Femeia. Păi dar ce animal, femeia? Stresezi femeia. Stresezi femeia. Acum dacă ea tot așa a făcut referire la chestia asta... El vrea să manipuleze animalele și tu spui femeia? Fii, nu cred că ar fi ceva wow să manipulezi mințile oamenilor. Pă bune acum. Și oamenii până la urmă sunt și au suflet. Animalele au suflet, dar nu au conștiință. Bă, așa intru într-o bancă și te manipulez să-mi dai toți banii din bancă. De ce îi face treaba asta? Că vreau bani. De ce vrei bani? Ca să cine nu vrea ai bani? Păi banii sunt ochiul dracului. Și ce? Atunci o să iau două furculițe și o să-i scot ochii. Sau poate n-am nevoie de bani, efectiv mă duc oriunde și îl manipulez pe ăla. Casa asta mi-o dai cu un leu. Nu vreau, mă, frate, am Skoda. Sunt amărât. Lambo-ul ăsta mi-l dai pe un leu. Nu vreau. Eu vreau să manipulez animale. Îl dai moca, ce pe un leu. Mai vrei să-i dai și un leu, ești nebun la cap. Gestul tău ca și cum băiețeala ta. Da, gen așa. Da, băiețeala ta, da, am înțeles. Soro, cred că trebuie să iei pe ăștia că începi să plece de la mine. Ce preferi dintre să nu fie nevoie să mai mănânci vreodată sau să nu fie nevoie să mai dormi vreodată? Vreau să nu mai dorm. Unde-i dormit tu? Stai puțin. Vreau să nu mai dorm. Vreau să nu mai dorm. Aș avea foarte mult. Ți se pare că arăt ca un om care mai are nevoie să mai mănânce? Dar de dormit oricum nu mai dorm de mult, dar eu. Și voi nu vreți să mai mâncați nimic niciodată, ever. Dar oricum mori. Dar nu-i frumos să mănânci? Nu. E frumos să dormi. Păi când dormi, nu te gândești la faptul că ți-e foame. Bună, adică nu o să ți se mai facă foame niciodată, nu o să mai vrei să mai mănânci. Da, tu nu o să mai simți foame. Și dacă nu o să mai mănânci, o să ajungi așa, băț. Ba nu, se spune că nu slăbești. Nu slăbești niciodată. Gen, ele rămân așa. Dacă nu slăbești și nu te îngrași... Hai și un băi, nu mai dormi. O să ai de 3 ori mai mult timp liber. Da. Și mie îmi place să mănânc. Îți dai seama? Da. Păi dimineața, preferi să te trezești la 5 ca să mănânci sau preferi să te trezești mai devreme? O, la 5, mai ce? Târziu. Ce? N-am dacă putut. E să mergi undeva, așa. Preferi să te trezești mai devreme ca să reușești să mănânci sau preferi să dormi cât vrei tu, fără da, să dacă mănânci? Mă duc undeva, fute-te în gură, mamă. Mănânc acolo. Nu am mai făcut. N-am înțeles. Nu știu, n-am avut niciun sens oricum. Eu am încercat să-i dau un sens. Dacă ai fi invizibil, te trezești mai devreme. Băi, Gorbaciov! Bine, noi nu mai dormim, gen, nu ne mai trezim, adică suntem trezim non-stop. Nu ne mai trezim, dar nu mai deci să dormi. Niște ce ai. Hai, lasă, Gorbaciov, n-are. Așa o să mă prefac că dorm, efectiv. Ce preferi din... Soro, nu faci... Păi nu vreau să stau cu fața. Din respect. Te face... Hai, știi și tu ce deții, ce armă. Cred că o să simți ceva dacă se întoarce. Mai bine așa. Mai bine. Ce preferi dintre să-ți întârzie zborul pe 8 ore sau să-ți pierzi bagajul? Eha. Bă, să-mi întârzie zborul, bă, dă-l morți, să-mi pierd lucrurile. Adică ce ești contract, mă? Păi de asta am 8 ore, bă. 8 ore sunt 8 ore, dar bagajul... Vezi că nu te interesează lucrurile materiale. Păi în 8 ore dorm. Nu mă interesează lucrurile materiale, dar în bagaj eu am... Mă interesează lucrurile mele. Eu am chestii sentimentale. Dar ce ții în vacanță? Eu? Și de ce ți-ai ceva sentimental? Da. Iei poza cu mama. Păi, dar ce ai zis că pleci în vacanță? Poate mă duc să o vizitez pe mama. Și am și eu o legătură de praz acolo și niște șiucă, niște șiorici. Make sense. Ce preferi dintre
Atunci când mergi să te împiedici constant sau atunci când vorbești să te bâlbâi constant? La mine nu mai merg. Vreau să mă bâlbâi, ești prost? Să moară, mamă. De gen, ar fi enervant. De ce e cu aia? Te Păi nu te înțelege lumea deloc. Vorbesc în semne. Păi și noi nu înțelegem semne. Este un om neînțeles. Nu înțelege semne? De ce? Ea vorbește în limba semne. Da? Sigur? Nu, nu cu azi. Nu, ce p***a zic în limba semnelor? Hai. Haide, arată-ne. Ce ți-arăt acum? Tu? Hai, nu, 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 ce mai vrei? Ia uite, gen, elul ăla, vrei să o p***a una. Curt, bam, nu vrei să o p***a una, vrei să o iei la cioc. Vrei să dormi? Vrei să mănânci? Te doare piciorul? Te doare o mână? Hai mă, ce dracu, băi, ia să vă văd pe voi cum mergeți voi la ziceți, să rămână mamă, că am venit și eu mamă. Ce preferi dintre să găsești iubirea adevărată sau să câștigi 10 milioane de dolari? Oha! Ce ai pățit, boss? Let's go to money flow! Cașcavelul la gros. Ești nebun? Bă, eu vreau 10 milioane de dolari pentru că iubirea o am deja. Make it rain, make it rain. Bine, practic dacă aveți 10 milioane, găsiți, aveți, are cine să vă iubească, da, o să vă iubească cineva. Tâmba p*** cu 10 milioane, cumpăr orice să... Ia fă un milion. Da, dar o să te iubească pentru banii pe care îi ai. Da, dar eu n-am zis așa, eu am zis că eu am iubirea adevărată. Cel mai fericit trebuie să fii tu cu tine. Azi, una, mâine, cu alta. Gata, v-ați găsit. Gata, vă lăsăm cu banii. V-ați găsit, mă, vă cred, vă cred. Dar era o baliză de aia cu banii acolo, nu mai veneai tu acolo. Nu-i cred deloc. Niciu. E cuplu fals, e mai fals ca puterea dragostei cuplul ăsta. Lasă-o morții. Ce preferi dintre să-ți petreci restul vieții în interior sau să-ți petreci și restul vieții afară, în exterior? Ce afară? Ce ai, bă, ce bă, să stau acasă, dacă e și căldură de-aia gravă, nebune. N-ai cum să nu ești, mă, fă, acum sute de ani eram neandertal care stăteam afară. Da, peșteri, cred. Deci? Și acum, dacă te duci în Costinești, vă, mă, vezi cum... Mâine sunt Costinești! Toată lumea mâine în aer! Hai, da, are sens. Ce preferi dintre să știi cum o să mori sau când o să mori? Când. Da, când. Bă... Să vezi, da, când, 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 sincer. Păi, de, cum, ca să știi să nu faci... Bă, dar n-aș, chiar are eu n-aș mai dormi bine știind că mai am 2 ani de trăit, da, sau știi că mai am... Băi, măcar știi când, da, mii, mai știi că mai ai 2 ani. Da, exact, faci tentă. Băi nu, că zice cum o să mori, adică o să mori. Păi și faci în așa fel, cât să eviți acel... Mă, cu aia, dacă știi când, o să prețuiești fiecare moment și o să faci tot. Mori înnecat, dar mori mâine. Eu vreau să mor înnecat în zeamă de... Nu mă mai duc și nu mai not în viața mea, gata. Prefer să nu știu, da, când mor, dar mai bine îmi trăiesc viața ca și cum aș muri mâine. Te-ai abținut, te-ai abținut să zici acolo. Așa face. Ai mai bine știi când mori, că poți să faci îți lucrurile... Îți gestionezi timpul până atunci. Faci cu toate activități până să mori, gen, știi? Ce b***? Nu, mă. Aflu că mor necat. Lasă, mă sinucid. Cred că e prima oară când ne-am despărțit. Egal. Egal. Cine? A. Suntem egal? A, da. Da. Merge. Ce, eu abia am aflat că mai am un an jumat. Am trăit. E bine. A, credeam că ne luăm în brațe. Ce fie? A, da, acum... Ce preferi dintre să ai o față de care râde toată lumea sau să ai un nume de care râde toată lumea? Cui? Lumea râde și de fața și de numele meu. De ce m-ai pus acum să râd? Am nume de cățel. Decât să se râde de fața mea, mai bine... Du-ți, să mă cheme... ții minte nume de cățel. Că nu înțeleg întrebarea. Wow, pe oricum mie, nu-mi zice nimeni cu una, cum ziceți cu toată lumea, colacu, deșucheatu, cotonacu. Ar fi diferit, du-te acolo, hai. Nu, nu, am câștigat, gata. Bine, așa, da, cred că era easy, era easy. Aoleu, mă, nu, mă, nu, mă. Băi, soră, treaba ta, bine, mă. Ea vrea să fac abonament, dar la zi drept.
Că îl fac de alea morții. Poți să că îmi fac de alea morții. Am PayPal, am pe PayPal. Revolut, PayPal, de toate. Mamă, am și Revolut și PayPal. Ai multe opțiuni. E bine. Dar data viitoare nu mai vin la filmări cu tine. Ce preferi dintre să stai în închisoare timp de un an sau să trăiești în izolare completă în munți pentru un an? Da, mă fac Shaolin, că bă, coaie, bă, ăsta. Astea sunt întrebări pentru mine, că sunt chilios, că sunt crin. Hai, vino aici pe muntele Atos. Stăm în închisoare. Le-am văzut. Acolo ești în pârnaie. Am văzut toate închisorile din lume. Nebun, show, am fost la pârnaie. Tot maestru Shaolin. Te provoc la o confruntare, Shaolin. Moneda călugăreței. Păi eu o să fiu Shaolin, tu o să fii f***t în c***. Bă, nu! Dă Mădălin? Păi nu o să fii Shaolin. Păi nu depinde cine mă f***. Shaolinul. A, dar stai, bă, în pârnaie măcar te mai f***. Noi nu, păi noi nu ne f*** deloc, gen. Păi nu, faci... Apa nu, că izolăm totală. Stai, ne mă, că noi nu suntem Shaolin. Ne lăvești. Te lăvești, frate. Toată viața voastră o să fiți numai așa, gen, vă închinați, da, da, să-și faceți. Aaaa. Bă, nimeni n-a zis niciodată că o să fim Shaolin. Doar cine n-a zis Shaolin? N-a zis nimeni că ne izolăm singuri. N-ai zis, bă, tu, Shaolin? Nu, ești izolat în munți, atâta. Și ce faci, mă, dar în munți? Dar poți să munți! N-ai 5G, n-ai nimic! Băi, nu contează să te bucuri de natură! Nu mă, vă la pârnaie, mă! De aerul curat! Vă la pârnaie, mă! La pârnaie! La pârnaie! La pârnaie, ce la pârnaie, să spargă rozeta, bine! Te bucuri! Scap săpunul, drecu! Voi credeți că o să ajungeți în munți toți odată? Nu, o să fiți izolați! Cu ursul, cu vulpea, cu lupul! Da, chiar izolați! Ha-ha! Tot nu ne f***! Că bă, nu, dar nu a zis nimeni dacă îi zonăm singur sau nu e ceva. Eu mă gândesc dacă mai f*** un an sau nu, gen. O să f***, e foarte important. Să te f*** câinii. Da, și la vrea. Aia înseamnă să fii antisocial. De unde știi tu că bate o, e o închisoare mixtă? Nu există. Cine a zis? Nu cred, nu există. Hai, lasă-mă că ciciocanul e bun. Ce, nu e bună? Nu e bună? Tu nu, că ești virgină, taci din gură. Da, mă, eu vreau la pârnaie. Acolo, acolo, pârnaie. Ce preferi dintre să arăți întregii tale familii istoricul de la internet sau să trăiești lângă un vulcan activ? Ești nebun. Care e istoricul? N-am înțeles. Ce? Vulcan activ. Istoric. Vrei să trăiești lângă un vulcan activ? Dar nu știu care sunt variantele în afară de vulcan activ. Dar vezi că sunt oameni care stau lângă Etna. Să arăți familiei tale istoricul tău de pe internet. Clară, frate. Folosesc, sunt pe incognito. Folosesc incognito, și eu la fel. Hawaii, e mișto. Incognito, frate. Auzi, dar eram odată la 5 dimineața, atât de disperat, încât am intrat direct pe browser, mă, că în ține, am mai dat incognito. Eu l-am direct cu aia, acolo, nu mai e niciodată. Eu am tab de la făcut la favorit. Ăla e la recente. Eu cum intru pe Safari incognito. Bă, voi prefera să arătați un browser în loc să locuiți lângă un vulcan? Bă, bă, și dacă e rupe? Dacă e rupe, fugi. Bă, unde f***a fugi? Bă, Vlad, Vlad, dar tu știi cum e să locuiești lângă un vulcan? Băi, Pompei. Bă, nu e vorba că e ceva frumos, vezi din geam. E vorba că e rupe. E rupe cu aia, din lava. E vulcan activ? Floris lava aici, nebun. Adică, da, e una să fie activ, alta să-i rupă. Vlad, activ înseamnă că poate erupe în orice moment. Ai locuit lângă vreun vulcan până acum? Sau îți dă tactul o palmă sau erupe vulcanul pe tine? Asta e ce să-mi dea papa. Asta e măcar, murim împreună. Da, noi murim împreună. Dar cine a spus că asta? Dar nu locuiți împreună. Dar ne mutăm noi împreună. Cine stau vis-a-vis? Ce preferi dintre să fii îngropat de viu sau să fii mâncat? Ce preferi dintre să fii îngropat de viu sau să fii mâncat de viu? Îngropat de viu sau mâncat de viu? Bă, mâncat de viu, bă, bă, să stai închis, singur. Da, mor, fiu, poți să se mănânce ceva. Există adică orice șansă, ceva, dacă ești mâncat de viu, nu mai stai. Așa acolo mori în chinuri. Așa îmi pierd conștiința sufocându-mă. Da, în 5 zile. Da, dar tu mori în chinuri. Ce coe, ești mâncată de viu, cum să nu mori în chinuri? Poate să mă mănânce de viu în 5 minute și voi în 5 zile să stați acolo. Da, mă, dar în 5 zile îți vin niște idei să poți să scap de acolo. Ar fi durerea mult prea mare, n-aș spune. Bă, eu nu mă bag între dragostea voastră, mă, stai, că acum mi-am dat seama. Și ai preferat... Așa și? Ai preferat să mor mai repede cât să mor. Păi, gândește că te mușcă ceva de... Bă, nu e, mă, stai, bă. A, mă, du-te, mai fur curent. Oribil. Bă, nu mușcați pula de mine, nu puneți simții acolo. Gândește-te! Vine tigru. Nu, că și eu mă bag aici. Puș, puș. Mă bag aici. Te-a dat o dată de... BAN! Și gata-i! Băi, te iau ăla, îți faci așa de două ori, ai trimit... Bă, nu te mănânc un hamster, vine tigru. Mulți hamsteri.
Să moară familia mea. Unde hamsterul mănâncă atâta, mă, coie? Da, da, și alege scap să mă mănânce direct un leu. Ceva să mă omoare instantaneu. Începe cu... Cine? Să te mănânce. Să te mănânce. Cine, mă? Orice, whatever. O hienă. Cine v-a băgat un elefant în gură? Ce preferi dintre să poți să mergi pe apă sau să poți să respiri sub apă? Caraiu, păduși. Unde suntem, mă? Mamă, nu știu ce vreau. Să merg, boss, frate. Să merg pe apă? Sunt hotărătoare. Da. Nu știu, aici e... Eu oricum stau în apă. Aici e brațul lui Iisus. Da. Da, aici așa e. Eu stau în apă mereu. Să merg, să mergi pe apă. N-ai voie. Da, mergi pe apă. Așa. N-ai voie. Nu vreau să fiu pe Iisus. Te plimbi frumos pe apă. Sub apă poate vine un rechin. Pe apă? Îți ții respirația. Să fugi pe apă. Îmi trăiesc visul din copilărie cu anime. După aia îmi iau rechin. Și voi pe unde notați dacă nu muriți niciodată? Skidget la Constanța. Chinoată, da? Melodia lor preferată. Pești nu put, sub apă pești nu put. Nu știu. Nu ne caută, e ce cu aia. Așa, bă. Lumea lui Bobby, mă! Nu știu cu aia. Live chat, cu aia live chat. Nu știu, nu, mi se pare mai interesant. Așa, unde, unde dracu notați dacă nu muriți niciodată? Așa dacă mergeți pe apă. Băi, îmi p***i n-a fost niciodată. Dacă vezi un mutant de la pește, aha. Și te mănâncă. Te mănâncă. Aha. Noi mergem deasupra. Nu te mănâncă, frate, dar ai vânjală, ești pe fefe de la presiune. Bă, ce bagă, mă, băiatul. În fine. Bă, Ruchi. Mi se pare vrei să bagi cu mine să vezi? Nu, nu, nu. Mi se pare interesant. Dacă ești curios. Ce preferi dintre să trăiești fără hârtie igienică pentru o săptămână? Ce? Ce preferi dintre să trăiești fără hârtie igienică pentru o săptămână? Ce? Hai, vorbesc ăștia în spate. Ce preferi dintre să trăiești fără hârtie igienică pentru o săptămână sau să trăiești fără Wi-Fi pentru o săptămână? Ce dracu! Am date mobile. Care Wi-Fi? Da, am date la telefon. Am duș. Am duș. Am un furtun. Bă, voi sunteți nebuni, voi ștergeți. Nu știu cum se găsește căcatul ăla, dar un furtun, îl bagi aici, înțelegi și faci așa. Ferească Dumnezeu așa ceva nu există. Bagă jetul. Bagi jetul în c***. Ferească Dumnezeu așa ceva nu există. N-ai prins cu ziare. Să-mi bag. Stau dreacul fără net. Alea de nevoie de revistă și făcea așa. Wi-Fi. Fără Wi-Fi, bag cu am date mobile. Ai date. Și eu am date mobile. Da, dar practic Wi-Fi-ul înseamnă internet. Păi noi avem și date și curul curat. Păi și ce înseamnă așa? Nu poți să-mi dai mesaj pe Messenger dacă am căcat la cură? Păi maxim poți să-ți dau doar pe Messenger. Dar până ați auzit gen de furtunul ăla care este fix lângă baie, îți-l pui aici și faci așa? Bă, acum mi-a vorbit că mă bine să mă băs. Păi, ce faci? Mă, Nigu, face tot ce faci. Tu faci așa sau așa? Așa. Tu așa te ștergi? Cu ei așa. Dacă am furtun. Ce preferi dintre să nu ai degete sau să nu ai urechi? Dar tot poți să auzi dacă nu ai urechi? Îmi las părul lung! Cum nu? Nu mai auzi? Nu, păi dacă nu mai ai urechi, cum mai auzi? Păi cum adică? Păi degete am. Legenda spune că femeile au nevoie de degete. Lasă-mă o dată că n-am auzit ceea ce... Care au fost opțiuni? Unde? Ureche cea? Aici, fără ureche. Să nu ai degete sau să nu ai urechi? Păi urechea două dracu, aici cu ureche? Dar nu mai auzi niciodată. Nu, dar tai ureche. Nu am cum să nu mai aud dacă tai ureche. Bă, asta e urechea. Și nu mai auzi. Păi și să rămân fără degete, gen ai niciun deget? Da, dar măcar nu o mai auzi pe Mike care zic ce... Ai băgat vehirile! Deci, și-mi cumpăr cu aia de la Altex ce ai pățit. Îmi pun degete false, efectiv, și gata. Păi proteză. Păi și eu pun proteze la urechi. Da, oricum, la mine nu... Eu nu mă supăr dacă îmi taie urechile astea. Dar tot auzi cu aia, că gen, dacă îți taie chestia asta, tot auzi. Mă, femeie, tu nu auzi cu ăsta, tu auzi înăuntru. Adevărat, asta zici. Bă, dacă auzi, mă duc acolo, dacă n-auzi... Dacă aud, sunt acolo. Dacă nu, 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 deci stai așa, dacă... Păi, e fără urechi, nu dacă nu auzi, nu spune asta. Fără, bine, urechi, fără acolo? Urechi atunci, da. Fără urechi. Fără urechi. Îmi convine să n-am urechi. Oh, Chelsea. Trebuie degete cu aia. Când, gânde, când se gândește Chelsea la degete. Imaginați-vă să mă dau cu degete de metal. Păi eu am... Păi nu o să le mai ai. 9 jumătate. Nu o să le mai ai. De ce? Ce ai pățit? Și eu, și eu. L-am avut rupt. Am 9 jumătate, adică deja... Ai, ok, ok. Ce preferi dintre? Să trăiești fără niciun dispozitiv electronic sau să trăiești fără prieteni? Dă-i p*** de prieteni, că am nevoie electronicile de bani. Și prietenii? Toți! Fuck that friend! Bravo! Fake, fake, fake! Fuck that friend! Sunt. Fake, fake, friend. Fake, toți! Super! Okay. Majoritatea! Dar nu vorbim.
Bă, dar folosești inclusiv... Ai un telefon în mână. Tu dacă te duci acolo, nu-l mai ai. Gen, ca da, să vezi, la fata telefonul. Ca să realizezi cât de dependentă ești de da. Chestiile astea. Chiar așa nu... Bă, bă. Trebuie prieteni. Gândește că nu mai ai prieteni. Au ei telefon. Na. Lasă-l pe frate. Au ei telefon. A, adică voi dacă v-ați dus acolo, vă dispar toți prieteni. Consider, da, nu mai avem prieteni. Aplaude. Aplaude. Da, da, bine punctat. Nu, nu mai aveți prieteni. Nu, prieteni. Dar cine a zis că avem prieteni? Bă, prieteni, gen persoana care te întâlnești. Depinde ce consideri. Poți să ai iubită. Un prieten. Poți să ai tovarăși. Mădăline, la ce te gândești, Mădăline? Nu ești de aici, Mădăline. Nu ești aici. Poți să ai iubit? Ferească Dumnezeu.